fel de aparatură se folosește în, în radioterapie? În ziua de astăzi, radioterapia a evoluat foarte mult. Din anul 1895, de când au fost descoperite razele X, și până astăzi, evoluția radioterapiei putem spune că a fost una spectaculoasă. În ziua de astăzi, ne axăm pe aparate lineare cu acceleratoare de particule. Dacă tot ați debutat cu descoperirea razelor X, cum a evoluat aparatura în acest domeniu de-a lungul timpului în termen de beneficii asupra pacientului? Cu siguranță beneficiul este unul major. La început, tehnologia din primii ani avea un rezultat mai puțin așteptat, mai puțin spectaculos, iar efectele adverse asupra pacientului se regăseau cu o amplitudine mai mare. În ziua de astăzi, timpul este mult mai scurt, dacă ar fi să rezumăm, iar predicția dozei și tratamentul au un beneficiu major. Vedem aici în spatele dumneavoastră un aparat Elekta Infinity, un aparat de ultimă generație. Cum acționează un accelerator de acest tip în clinicile Med Europa? Aparatul este de ultimă generație, este upgradat după ultimele sisteme și, în principal, aparatul acționează cu o doză foarte precisă de tratament, de iradiere. Doza de iradiere precisă, țintită asupra organelor și asupra tumorii pe care noi o iradiem, are ca și consecință, în principal, o durată de tratament mult mai scurtă, iar efectele secundare sunt mult mai puține. Organele la risc sunt protejate cu mult mai bine. Acest aparat are capacitatea de a modula intensitatea iradierii după forma tumorii și după constituția și anatomia pacientului, protejând organele la risc și dozând doza și dozând medicația către organul țintă cu o intensitate mult mai mare, protejând astfel organele la risc. Vorbind despre un astfel de aparat, cu siguranță avem nevoie de specialiști. Cine poate manevra acest tip de aparatură? Ce pregătire trebuie să aibă persoana care manevrează aparatura de acest fel? Echipa care se ocupă de aparat este una complexă. În frunte cu medicul, fizicianul medical care pregătește planul de tratament împreună cu medicul, iar la aparat rolul cel mai important îl are tehnicianul. Tehnicianul care, bineînțeles, după niște studii de specialitate, în ziua de astăzi sunt facultăți care pregătesc tehnicieni de radiologie și aparate de radiologie, împreună cu asistentul medical, toți împreună formăm o echipă pentru buna desfășurare a tratamentului. Mergând mai departe pe acest subiect, care este durata de viață a unui accelerator liniar de particule și ce se întâmplă dacă acesta este folosit mai mult decât trebuie, dacă e folosit excesiv? Cu siguranță nu putem să estimăm durata de viață a unui aparat. Aparatul este uzat în măsura în care se folosește o tehnică mai intensă, un număr mult mai mare de pacienți, practic se depășește limita care este prevăzută de către suportabilitatea aparatului. Ideea este că cu cât mai mult uzăm aparatul, cu atât acesta nu va mai funcționa în parametrii normali. Trebuie să avem un echilibru și nu putem să estimăm o durată de viață. Dacă totul este făcut, calculat și programat, și durata de viață a aparatului este mai mare. Dacă uzăm, atunci consecințele sunt mai puțin benefice, atât pentru echipa medicală, cât și pentru pacient. Și aparatul se uzează, se strică și este nevoie de intervenție din partea echipei de mentenanță. Sigur, de aici decurg celelalte probleme. Se prelungește tratamentul, tratamentul efectiv din ziua respectivă, se prelungește tratamentul de lungă durată al pacientului și apar aceste probleme. Dacă am putea să estimăm câte ședințe de radioterapie pe zi pot fi efectuate cu un astfel de accelerator? Ideal ar fi între 30 și 60 de ședințe pentru o optimă desfășurare a activității. Ați vorbit mai devreme de un tratament de precizie, chiar de înaltă precizie. Aș vrea să detaliem puțin acest subiect. Ce înseamnă un tratament de înaltă precizie? Un tratament de înaltă precizie cu aparatura din ziua de astăzi și cu aparatura pe care o deținem noi în clinică se referă la doza de iradiere care merge țintit asupra organului, asupra tumorii, asupra formațiunii tumorii, geografiei și geometriei tumorii, structurii anatomice, protejând astfel organele la risc. Principalul efect este reducerea efectelor secundare la organele la risc, iar asta înseamnă că dacă un tratament este făcut cu o mai mare precizie, doza este prescrisă într-o cantitate mai mare asupra tumorii, organele la risc vor fi cu atât mai bine protejate. Se poate spune în acest fel că tipul de aparatură afectează tratamentul asupra pacientului până la urmă, nu-i așa?
Cu siguranță tipul de aparatură mai veche afectează, pentru că durata tratamentului este mai mare, expunerea la doza de iradiere este cu atât mai lungă, ori aparatura nouă scurtează timpul, timpul de tratament, durata fiecărei ședințe, aparatura mai veche are un timp de etalare mult mai mare, mult mai îndelungat. Și de aici decurg, evident, și efectele adverse asupra organelor la risc, deoarece expunerea îndelungată nu este un criteriu benefic pentru pacient. Aș vrea să ne întoarcem la aparatura de aici, de la MedEuropa, și aș vrea să ne vorbiți despre care sunt avantajele aparaturii din MedEuropa față de cea de generație mai veche, în termen de efecte secundare. Avantajele sunt majore. Cum mai spuneam, odată timpul. Timpul este foarte scurt, ședința de iradiere, aparatura ne ajută ca ședința de iradiere să decurgă într-un timp scurt și odată timpul scurt, clar și efectele adverse asupra organelor la risc sunt cu atât mai puține sau chiar deloc. Asta ne dorim și asta încercăm și ne ajutăm cu aparatura noastră să oferim un tratament de calitate, un tratament cât mai bine țintit, cu o protecție cât mai bună a organelor la risc și evident a efectelor secundare. Se poate spune de altfel că un timp mai îndelungat de tratament duce la liste de așteptare, pacienții sunt nevoiți poate chiar să plece în alte județe sau la București. În acest timp, un aparat care este nou, modern și efectuează un tratament în timp mai scurt poate să-i țină aici, la Constanța, la ei acasă sau mai aproape de casă pentru a desfășura acest tratament mai repede și mai bine. Cu siguranță, timpul este cel pe care îl luăm în calcul în momentul în care pregătim planul de tratament și atunci, evident, aparatura ne ajută ca să scurtăm acest timp, iar pacienții să poată beneficia de tratament într-un timp cât mai rezonabil din momentul diagnosticului sau din momentul în care au ajuns la noi în clinică și să putem debuta tratamentul efectiv. Categoric, aparatura și tehnologia de astăzi ne ajută împreună cu echipa medicală să ducem la bun sfârșit un tratament în timp cât mai scurt și cu beneficii clare pentru pacient, odată având în vedere deplasabilitatea și modul în care se efectuează acest tratament. Din momentul în care pacientul ajunge la noi în clinică, în termen de o săptămână și jumătate, începe tratamentul. Și atunci, categoric, avem un mare, mare avantaj din acest punct de vedere.